Anul 2018, ceea ce a venit acel val de trezire către noi pământenii, Cometa Galactica au lansat acest val de trezire. Cine era pregătit, cine avea antenul ridicat, ca și radio, ai primit acea trezire? Eu de 6 ani am început să merg la cursuri, training-uri, investeam la dezvoltarea personală și profesională. Nu prea avea treabă cu spiritual. Dar de acum 3 ani jumate, 4 ani, a fost așa un val de trezire și acțiune și eu am luat elanul, am luat valul și m-am pus pe acea barcă de trezire și am simțit tot timpul așa o greutate uriașă undeva în energia mea. Nu neapărat în inimă, dar undeva simțeam că și prin toate metodele și terapiile și tot ce am făcut și lucrez în continuare cu terapeuți și cu oameni spirituali, întâlnirile care mergem, am aflat că din alte vieți car cu mine niște greutăți, niște... Am fost cineva, ceva care a creat cu tine, cu el acea greutate. Noi pentru asta am și ales sufletele noastre. Să venim în acest corp sau în alte vieți, în alte corpuri, plus că sufletul are dreptul să alege să fie reîncarnat în orice formă. Poate să fie reîncarnat în pom, pasăre, în un insect, într-un frunze, apă, ocean, în piatră. Sunt persoane care au ales să fie reîncarnat în piatră, să vadă cum este să fie piatră. Deci vii și experimentezi, te naști într-o acel formă, mor și mergi sus, iar vrei să vii să experimentezi, iar ca și Phoenix, și experimentezi și experimentezi.